Vă invit să vă pregătiți la matematică în prezența celor mai buni profesori. Să dăm start lecției. Bună ziua, sunt Mihaian Mihalcea, profesor al Liceului Teoretic Lucian Blaga din București. Astăzi o să vă propun o lecție de recapitulare în care vom rezolva subiectul 2 Roman 2 din variantele extrase pentru sesiunile de BAC din 2020 și din modelele oficiale 2020-2021 pentru filiera tehnologică. Pe mulțimea numelor reale se definește legea de compoziție x cerculeț y egal cu x pătrat plus paranteză x plus 1 pe lângă y plus 1 plus y pătrat. La punctul A arătați că 3 compus cu minus 1 egal cu 10. La punctul B demonstrați că legea de compoziție cerculeț este comutativă și punctul C demonstrați că x compus cu 1 este mai mare sau egal decât 2 pentru orice număr real x. Pentru prima cerință particularizăm legea X cerculeții Y pentru X egal cu 3 și Y egal cu minus 1. Obținem 3 compus cu minus 1 este egal cu X pătrat, care înseamnă 3 pătrat, plus X plus 1 care înseamnă 3 plus 1, pe lângă y plus 1, adică minus 1 plus 1, plus y pătrat, adică minus 1 la pătrat. 3 pătrat este egal cu 9, 3 plus 1 este egal cu 4, minus 1 plus 1 egal cu 0 și minus 1 la pătrat egal cu 1. Deci obținem 3 compus cu minus 1 este egal cu 9 plus 4 ori 0 plus 1. 4 ori 0 știm că face 0, iar 9 plus 1 va face 10, adică exact ceea ce trebuia să demonstrăm. Pentru cerința a doua, trebuie să ne reamintim definiția le, comutativității unei legi. Spunem că legea cerculez definită pe m ori m cu valori m este comutativă. Dacă x compus cu y este egal cu y compus cu x, pentru orice x și y aparțin în lui m. Conform definiției din exercițiul nostru, x compus cu y va fi egal cu x pătrat plus x plus 1 pe lângă y plus 1 plus y pătrat. Dacă aplicăm faptul că adunarea și înmulțirea numerelor reale sunt comutative, vom obține x pătrat plus x plus 1 pe lângă y plus 1 plus y pătrat va fi egal cu y pătrat plus y plus 1 pe lângă x plus 1 plus x pătrat, care, dacă vom înlocui în definiția legii de compoziție x cu y și y cu x, vom obține y compus cu X va fi egal cu Y pătrat plus Y plus 1 pe lângă X plus 1 plus X pătrat, adică a doua parte a inegalității 2. Din relațiile 1, 2 și 3, ținând cont de tranzitivitatea relației de egalitate, rezultă că legea este comutativă, adică rezolvarea cerinței B. Pentru cerința C, trebuie să demonstrăm că X compus cu 1 este mai mare sau egal decât 2, pentru orice număr real x. Înlocuind în definiția legii de compoziție y egal cu 1, obținem x compus cu 1 va fi egal cu x pătrat plus x plus 1 pe lângă y plus 1 avem în definiția legii de compoziție și dacă y este 1, vom avea 1 plus 1 plus y pătrat, adică 1 la pătrat. 1 plus 1 știm că face 2 și deci vom obține x pătrat plus 2 pe lângă x plus 1 plus 1. Dacă facem înmulțirea lui 2 cu x plus 1, vom obține x pătrat plus 2x plus 2 plus 1. Nu vom efectua adunarea lui 2 plus 1, ci vom face un artificiu în sensul că vom aplica comutativitatea adunării și vom scrie în loc de 2 plus 1 1 plus 1. Obținem x pătrat plus 2x plus 1 plus 2. De ce am făcut acest artificiu? Pentru a pune în evidență primii 3 termeni care formează o formulă de calcul prescurtat și anume a pătrat plus 2AB plus B pătrat, care știm că face A plus B totul la pătrat. În cazul nostru vom avea X plus 1 totul la pătrat. Deci vom obține X plus 1 totul la pătrat plus 2. Acum știm că orice număr real ridicat la puterea a doua este mai mare sau egal decât 0. Prin urmare, X pătrat plus 1 la puterea a doua va fi mai mare sau egal decât 0. Și deci vom obține că x pătra plus 1 plus 2 va fi mai mare sau egal decât 0 plus 2, adică decât 2. În acest fel, cerința punctului C este demonstrată. În continuare, o să vă propun să rezolvăm subiectul 2 roman 2, propus la sesiunea specială de, de la examenul de bacalaureat de anul trecut. Pe mulțimea numelor reale se definește legea de compoziție x cerculeț y egal cu x plus 2y plus 1. Arătați că la punctul A, 1 compus cu minus 1 este egal cu 0. La punctul B, demonstrați că x compus cu minus 1 pe 2 este egal cu x pentru orice număr real x. Și la punctul C, arătați că legea cerculeț nu admite element neutru. Pentru prima cerință a exercițiului nostru, particularizăm definiția legii de compoziție x cerculeț y pentru x egal cu 1 și respectiv y egal cu minus 1. Obținem în acest fel 1 compus cu minus 1 este egal cu x, adică 1, plus 2y, adică 2 ori minus 1, plus 1. 2 ori minus 1 face minus 2 și obținem că 1 compus cu minus 1 este egal cu 1 minus 2 plus 1. 1 minus 1 minus 1, minus 1 plus 1, 0, adică atât când ni se cerea în enunțul exercițiului. Pentru cea de-a doua cerință a exercițiului, Înlocuim în definiția legii de compoziție y egal cu minus 1 pe 2. Vom obține în acest fel x compus cu minus 1 pe 2 este egal cu x plus 2 înmulțit cu minus 1 pe 2 plus 1. 2 se va simplifica cu 2 și obținem minus 1. Deci obținem x minus 1 plus 1. Minus 1 cu plus 1 se reduc și o să obținem că x compus cu minus 1 pe 2 este egal cu x pentru orice număr real X, adică exact cerința exercițiului nostru. Pentru cea de-a treia cerință, trebuie să ne reamintim ce înseamnă că o lege de compoziție admite elemente neutru. Spunem că legea cerculeț, definită pe M or M cu valori în M, admite element neutru, dacă există un element E care aparține mulțimii noastre M, astfel încât X compus cu E să fie egal cu E compus cu X, să fie egal cu X, pentru orice X aparține lui e. Trecem la rezolvarea cerinței noastre. Avem în cerință să demonstrăm că legea Cerculeț nu admite element neutru. Pentru aceasta vom presupune contrariu, adică presupunem că legea admite element neutru. Acest lucru înseamnă că există un număr real E, astfel încât X compus cu E egal cu E compus cu X egal cu X pentru orice X real. Vom lua prima parte a acestei egalități, adică X Compus cu e egal cu x, și vom înlocui în definiția legii de compoziție y cu e pentru a putea calcula x compus cu e. Vom avea x compus cu e egal cu x plus 2e plus 1. Și dacă egalăm această expresie cu x, obținem, după ce vom muta x și 1 în partea dreaptă a egalității, rezultă că 2e este egal cu x minus x minus 1. x se reduce cu minus x și obținem că 2E este egal cu minus 1. Adică E ar trebui să fie egal cu minus 1 supra 2. Trebuie, în schimb, să se îndeplinească și cea de-a doua parte a egalității din definiția legii de compoziție, și anume E compus cu X egal cu X. Înlocuind în definiția legii de compoziție x cu E, și îl vom înlocui chiar cu 1 pe 2, că am aflat mai devreme că X este minus 1 pe 2, și Y cu X, vom obține E compus cu X egal cu minus 1 pe 2 compus cu X, adică minus 1 pe 2 plus 2X plus 1. Dacă efectuăm adunarea numerelor din această expresie, adică minus 1 pe 2 plus 1, după ce amplificăm cu 2 pe 1, vom obține 2X plus 1 pe 2, care observăm că în general este diferit de X. Deci nu are cum E, e compus cu X să fie X. Deci acest lucru reprezintă o contradicție cu definiția elementului neutru. Ceea ce înseamnă că presupunerea inițială a noastră că legea de compoziție are element neutru este falsă. Deci, legea de compoziție, cerculeț, nu admite element neutru. Continuăm. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție x-star y egal cu x pătrat plus xy minus x minus y plus 1. La prima cerință arătați că 3 star 2 este egal cu 11. La a doua cerință demonstrați că x star minus 1 este egal cu 1. Pentru orice număr real x și la punctul C determinați numărul real x pentru care 2 la x star 4 este egal cu 1. Pentru prima cerință va trebui să particularizăm definiția legii de compoziție x star y pentru x egal cu 3 și respectiv y egal cu 2. Vom obține 3 star 2 este egal cu x la pătrat adică 3 la pătrat plus xy adică 3 ori 2 minus x adică minus 3 minus 2 minus y adică minus 2 și plus 1. 3 la pătrat este 9, 3 ori 2 este 6 și obținem 3 star 2 egal cu 9 plus 6. Minus 3, minus 2, plus 1. 9 plus 6, 15. 15 minus 3, 12. 12 minus 2, 10. Și 10 plus 1, 11. Adică ceea ce trebuia să demonstrăm în cerința exercițiului nostru: 3 star 2 este egal cu 11. Pentru cerința a doua, punctul B. Vom înlocui în definiția legii de compoziție Y egal cu minus 1 pentru a putea calcula X star minus X. Deci X star minus X va fi egal cu X pătrat plus X ori Y, adică X ori minus, minus X, minus X, minus Y, adică minus X, mi, uh, minus minus X și plus 1. Știm că minus minus X este plus X, iar X ori minus X este minus X pătrat, și deci vom obține x pătrat minus x pătrat minus x plus x și plus 1. x pătrat minus x pătrat se reduc, dau 0, minus x plus x de asemenea se reduc, obținem x star minus x egal cu 1, ceea ce aveam de demonstrat la subpunctul B. Pentru subpunctul C, trebuie să calculăm mai întâi 2 la x star 4. Și apoi trebuie să egalăm rezultatul cu 1 pentru a determina numărul real x care îndeplinește această egalitate. Înlocuind în definiția legii de compoziție x cu 2 la x și y cu 4, vom obține 2 la x star 4 este egal cu, avem x pătrat în definiția legii de compoziție, deci vom avea 2 la x totul la pătrat, plus xy, adică 2 la x ori 4, minus x avem în definiția legii, deci minus 2x, minus y, adică minus 4, și plus 1. 2 la x, totul la a doua, știm că face 2 la 2x, și vom avea, deci, 2 la 2x plus, iar din următorii doi termeni vom da 2 la x factor comun și vom avea 2 la x pe lângă 4 minus 1, adică 2 la x ori 3 sau 3 ori 2 la x. Deci vom obține rezultatul final. 2 la 2x plus 3 ori 2 la x, și minus 3 care provine din minus 4 plus 1. Egalăm rezultatul acesta cu 1 și obținem 2 la 2x plus 3 ori 2 la 2x minus 3 egal cu 1. Mutându-l pe 1 în partea stângă a egalității, vom obține ecuația 2 la 2x plus 3 ori 2 la x minus 4 este egal cu 1. Pentru rezolvarea acestei ecuații vom nota 2 la x cu t. Știm că funcția exponențială este întotdeauna pozitivă, deci T-ul nostru va fi mai mare strict decât 0 și vom obține ecuația T pătrat plus 3T minus 4, egal cu 0. T pătrat provine din 2 la 2X, care se poate scrie 2 la X totul la a doua, adică T la a doua. Apoi avem 3 ori 2 la X, adică 3T minus 4. Pentru a rezolva această ecuație de gradul 2, calculăm delta. Delta este egal cu B pătrat minus 4AC. Deci obținem 3 la a doua minus 4 ori 1 minus 4, adică 9 plus 16, care o să facă 25. Calculăm T1, care va fi minus B plus radical din delta supra 2A, adică minus 3 plus 5 pe 2, minus 3 plus 5 face 2, 2 pe 2, adică 1, și T2, minus B minus radical din delta supra 2a, adică minus 3 minus 5 supra 2, adică minus 8, 3, minus 3, minus 5, minus 8 supra 2, adică minus 4. Cum minus 4 este mai mic ca 0 și noi avem condiția ca T să fie mai mare ca 0, singura soluție este T egal cu 1. Cum T, T este 2 la X, vom obține că 2 la X egal cu 1. Știm că orice număr la puterea 0 este 1, deci în loc de 1 vom pune 2 la puterea 0 și vom obține 2 la x egal cu 2 la 0, de unde dacă egalăm exponenții, obținem x egal cu 0, adică soluția acestei ecuații. În continuare, vă propun subiectul 2 Roman 2 din modelul oficial pentru examenul de bacalaureat de anul acesta 2021, la filiera Tehnologic. Pe mulțimea numerelor reale se definește legea de compoziție X cerculeț Y egal cu 4XY plus X plus Y. La prima cerință trebuie să arătăm că 3 compus cu 2 este egal cu 29. La punctul B demonstrați că X compus cu Y este egal cu 4x plus 1 pe lângă 4y plus 1 minus 1 supra 4, pentru orice numere reale x și y. Și la punctul C, determinați mulțimea, nume -ă, mulțimea valorilor reale ale lui x, pentru care x compus cu x este mai mic sau egal decât 2. Pentru prima cerință, vom particulariza definiția legii de compoziție x-y pentru x egal cu 3 și y egal cu 2. Și vom obține 3 compus cu 2 este egal cu 4xy adică 4 ori 3 ori 2, plus x adică plus 3, plus y adică plus 2. 4 ori 3, 12, 12 ori 2, 24. 3 plus 2, 5. 24 plus 5 este egal cu 29, adică 3 compus cu 2 este egal cu 29. La cerința B trebuie să demonstrăm o altă formă a legii de compoziție. Și anume că x compus cu y este egal cu 4x plus 1 pe lângă 4y plus 1 minus 1 supra 4. Pentru aceasta vom pleca din partea stângă, adică de la x compus cu y, care este egal conform definiției cu 4xy plus x plus y. Vom face aici un artificiu în sensul că vom considera această expresie ca fiind supra 1 și vom amplifica cu un 4. Deci vom obține 4 pe lângă 4xy plus x plus y totul supra 4. Făcând înmulțirea lui 4 cu această paranteză, vom obține 4 ori 4xy este egal cu 16xy plus 4x, 4 x, 4 ori x plus 4y, totul supra 4. În continuare vom face un artificiu în sensul că Vom adăuga la numărătorul acestei fracții 1 1 și în același timp îl vom și scădea, adică vom scrie 1 minus 1. Și deci vom obține 16xy plus 4x plus 4y plus 1 minus 1 totul pe 4. Vom grupa termenii de la numărător, primii doi termeni prima agrupare și următorii doi termeni următoarea agrupare și o să rămână un minus 1 la sfârșit. Din primii doi termeni vom da un 4x factor comun și vom obține 4x pe lângă 4y plus 1 plus 4y plus 1 minus 1, totul supra 4. Vom da factor comun 4y plus 1 din uh, acești termeni și vom obține 4y plus 1 pe lângă 4x plus 1 minus 1, totul supra 4. Știm că înmulțirea numerelor reale este comutativă și deci vom obține că x compus cu y este egal cu 4x plus 1 pe lângă 4y plus 1 minus 1 supra 4. Adică ceea ce trebuia demonstrat. Pentru sub punctul C, trebuie să determinăm mulțimea valorilor reale ale lui X, pentru care X compus cu X este mai mic sau egal decât 2. Vom înlocui în definiția legii de compoziție Y cu X și obținem X compus cu X egal cu 4 ori X plus X plus X, adică 4X pătrat plus 2X, de unde rezultă că 4X pătrat plus 2X trebuie să fie mai mic ca 2, conform cerinței exercițiului nostru. Împărțim la 2 această inecuație și vom obține inecuația 2x pătrat plus x mai mic sau egal decât 1. Mutând 1 în partea stângă, obținem inequația 2x plus 1 minus 1 mai mic sau egal decât 0. Această inecuație este o inecuație de gradul 2, care se rezolvă folosind semnul funcției de gradul al doilea, în cazul în care delta este pozitiv. Și avem aici semnul funcției de gradul al doilea, este... Între rădăcini semn contrarului A, între rădăcinile ecuației asociate în ecuației noastre, între X1 și X2, și în afara rădăcinilor semnului A. Rădăcinile știm că se calculează cu formula minus B plus minus radical din delta supra 2A. În cazul nostru, delta este B pătra minus 4AC și va fi 1 plus 8, adică 9. Vom calcula X1 și X2. X1 este minus B plus radical din delta supra 2A, Adică minus 1 plus 3 supra 2 ori 2, minus 1 plus 3 este 2, 2 ori 2, 4, 2 pe 4 adică 1 pe 2, iar 2 pe 4 se simplifică cu un 2. Și x2 este minus b minus radical din delta supra 2a, adică minus 1 minus 3 supra 2 ori 2, minus 4 este de minus 1 ori minus 3 supra 4, care dacă simplificăm cu 4 o să ne dea minus 1. Facem tabelul pentru semnul acestei inecuații și vom obține semnul minus între cele două soluții, adică între minus 1 și 1 pe 2, minus pentru că aul nostru este 2 și semnul contrar lui este minus, iar în afara celor două soluții va fi semnul lui A, adică 2, semnul lui 2 care va fi plus. Inecuația noastră este mai mică sau egală cu 0, ceea ce înseamnă că trebuie să alegem din tabelul de semn intervalul în care avem semnul minus. Și observăm că semnul minus se află între minus 1 și 1 pe 2, ceea ce înseamnă că soluția în este x aparține intervalului minus 1 și 1 pe 2. O să vă propun în continuare o altă metodă de rezolvare a acestei cerințe. Pentru aceasta vom folosi formula demonstrată la punctul B pentru legea de compoziție. Și anume, x compus cu y este egal cu 4x plus 1 pe lângă 4y plus 1 minus 1 supra 4. Vom înlocui y cu x în această formulă a lui x compus cu y și vom obține x compus cu x este egal cu 4x plus 1 pe lângă 4x plus 1 minus 1 totul supra 4. Știm că uh, 4x plus 1 pe lângă 4x plus 1 este 4x plus 1 totul la pătrat minus 1 supra 4. Deci, cum uh, x compus cu y este mai mic sau egal decât 2, vom obține 4x plus 1, totul la pătrat minus 1, totul supra 4, este mai mic sau egal decât 2. Vom aduce la același numitor aici, deci vom amplifica 4 cu 2 și vom obține 4x plus 1, totul la pătrat minus 1, este mai mic sau egal decât 8. Mutăm pe 1 în partea dreapta a egalității și vom obține. 4x plus 1 totul la pătrat este mai mic sau egal decât 8 plus 1, iar 8 plus 1 face 9. Deci 4x plus 1 totul la pătrat mai mic sau egal decât 8 plus 1. 8 plus 1 face 9 și obținem deci că 4x plus 1 totul la pătrat este mai mic sau egal decât 9. În continuare vom folosi un rezultat teoretic care ne spune că y pătrat mai mic sau egal decât 0, aceasta această inecuație, în cazul în care A e pozitiv, este echivalentă cu inecuația minus radical din A mai mic sau egal decât Y mai mic sau egal decât radical din A. Vom folosi această echivalență pentru inecuația noastră. Noi avem 4X plus 1 totul la pătrat mai mic sau egal decât 9, ceea ce înseamnă că 4X plus 1, care va fi Y din uh, rezultatul teoretic anterior. 4x plus 1 va fi cuprins între Minus radical din 9 și radical din 9. Radi, radical din 9 este 3 și deci 4x plus 1 va fi cuprins între minus 3 și 3. Obținând deci în ecuația minus 3 mai mic sau egal decât 4x plus 1 mai mic sau egal decât 3. Dacă vom scădea în toți cei 3 membri ai acestei inecuații pe minus 1, vom obține minus 3 minus 1 vine minus 4, mai mic sau egal decât 4x plus 1 minus 1 rămâne 4x și respectiv 3 minus 1 rămâne 2. Împărțim această nouă inecuație cu 4 pentru a scoate x de aici și vom obține minus 4 împărțit la 4 ne dă minus 1, mai mic sau egal decât 4x împărțit la 4 ne dă x și mai mic sau egal decât 2 împărțit la 4 care face 1 pe 2. Deci, în consecință, x aparține Intervalului închis minus -1, 1 pe 2, adică aceeași soluție pe care am obținut-o și prin cealaltă metodă. Cu acesta, lecția de astăzi s-a încheiat. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Acesta a fost cursul de matematică de astăzi. Vă aștept în câteva minute, tot aici, pe TVR2, cu o nouă lecție la fel de interesantă. Revenim imediat.